Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită chiar în aceste momente, un eveniment pe care neamul românesc l-a așteptat 150 de ani. Slujba de sfințire este oficiată de Patriarhul Daniel și de Bartolomeu I al Constantinopolului, iar unul dintre cele mai importante momente a fost sfințirea altarului și zidirea în Sfântul Altar a numelor eroilor căzuți pe front de-a lungul timpului, pentru că lăcașul de cult este în primul rând închinat celor care și-au dat viața pentru apărarea patriei. Mergem la colega mea, Mădălina Ignat, care ni se alătură în direct chiar acum și ne spune mai multe despre desfășurarea evenimentelor. Te rog, Mădălina! Bun găsit! Chiar în acest moment continuă slujba pentru sfințirea altarului Catedralei Mântuirii Neamului. Este un moment pe care, Aneta, așa cum spuneai și tu, oamenii îl așteaptă de ani de zile. La sfârșitul slujbei va fi citit actul de sfințire, urmând ca la ora 10:30 în catedrală să înceapă Sfânta Liturghie. Oamenii care sunt aici prezenți, vorbim de 10.000 de oameni, trebuie să știe că vor avea acces la ora 13 la racla cu cinstita mâna a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, dar și la racla cu moaștele Sfintei Mari Mucenițe Caterina, care vor fi așezate la ieșirea din Sfântul Altar al Catedralei Naționale pentru a fi cinstite de către credincioși, după ce acestea vor fi închinate în Sfântul Altar. În acest moment, cinstita mâna a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, dar și racla cu moaștele Sfintei Mari Mucenița Ecaterina se află în pridvorul paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. A oamenii care sunt acolo se pot, nu se mai pot închina la această raclă până când ea nu va fi adusă aici în interiorul Catedralei Naționale. La sfârșitul slujbei, oamenii prezenți vor putea trece prin altarul Catedralei Mântuirii Neamului, însă totul se va întâmpla organizat, aceștia vor intra pe rând și vor avea foarte puțin timp la dispoziție. Este un moment istoric ceea ce se întâmplă astăzi aici la Catedrala Mântuirii Neamului. În interiorul catedralei sunt peste 2000 de invitați speciali, printre aceștia știm că se află aici premierul român Viorica Dăncilă, care a venit de la prima oră aici la Catedrala Mântuirii Neamului. L-am văzut pe Marian Vanghelie, l-am văzut pe primarul sectorului 1, Marian Dudorache, l-am văzut aici pe Ludovic Orban, am văzut-o pe Grațiela Gavrilescu și alte nume importante. Așadar, un moment istoric ceea ce se întâmplă astăzi aici la Catedrala Mântuirii Neamului. Sunt oameni veniți din toate colțurile țării, dar și oameni veniți din străinătate. Mulțumim foarte mult! Mădălina Ignat a fost în direct alături de noi și vă propun, stimați spectatori, să mergem și în mijlocul zecilor de mii de pelerini care au venit din toată țara, dar și de peste hotare, la Catedrala Neamului pentru a participa la slujba de sfințire. Diana Bone ne spune în cele ce urmează cu ce gânduri au venit tenoriașii. Te rog, Diana, bună ziua! Bun găsit! Cu sufletul deschis și cu foarte multe emoții. Emoțiile sunt, de fapt, cele care rezumă tot ceea ce simt oamenii care participă la această slujbă de sfințire a Catedralei Neamului. Spun că nu a contat de niciun fel faptul că au stat pe drum chiar și peste 10 ore. Important este că se află aici și că le vor povesti copiilor și nepoților că au asistat la un moment istoric, sfințirea acestei catedrale așteptată de lumea creștină de peste 100 de ani. Am vorbit cu mulți dintre ei și spuneau că își doresc din suflet ca astfel de momente legate de creștinătate să mai aibă loc în țara noastră. Doamnă, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi?
o zi plină de bucurii, de veselii. De unde ați venit, doamnă? Din Vrancea. Din Vrancea, drum lung? Da. La ce oră v-ați trezit dimineața pentru a vă pregăti de acest moment? La 5 dimineața. Da. Ce le veți povesti nepoților când veți ajunge acasă? Și cum e aici, cum e suportat. Doamnele, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi sfântă? Ceva deosebit. Un eveniment cu care nu te poți întâlni decât la nu știu câți ani în viața ta și o singură dată. De unde ați venit? Din județul Sibiu. Din județul Sibiu ați bătut ceva drum până aici? Da. Ați fost într-un grup numeros? Da, sunt în tot grup aici. Un car întreg. Cu cine, pentru cine vă veți ruga în această zi sfântă? Pentru toți românii. Pentru toți românii, pentru sănătate, pentru o lume mai bună? Pentru sănătate, pentru noroc, pentru toate cele bune, pentru familie, pentru toți românii noștri. Doamnă, cu ce gânduri la această slujbă? Gânduri foarte bune, reprezintă un fenomen astral care unește românii sub semnul credinței, al dragostei, al unității și avem gânduri bune pentru țară și pentru cei dragi. Este un moment istoric. Ce le veți povesti nepoților despre această zi? O să le povestesc să fie credincioși și să lupte cu patriotism pentru țară și pentru popor și să nu-și uite strămoșii. Așadar, un moment important pentru întreaga lume creștină. Trebuie spus că, potrivit calculelor făcute de Patriarhie, la această slujbă ar fi trebuit să participe aproximativ 30.000 de persoane. Cu toate acestea, vreau să vă spun că întreaga curte a Catedralei Mântuirii Neamului este arhiplină și sunt foarte multe persoane care nu au avut acces. Tocmai de aceea, cei de la Patriarhie au montat tot felul de boxe și de ecrane, astfel încât toată lumea să poată să asiste la slujba de sfințire. Mai mult decât atât, trebuie menționat faptul că dinspre dimineața a existat o problemă la un sistem de sonorizare, un sistem care ulterior a fost remediat, astfel încât toți cei prezenți aici să poată să asiste la această slujbă. Mulțumim foarte mult, Diana Bone ne-a transmis în direct din mijlocul enoriașilor veniți să asiste la evenimentul unic, evenimentul istoric, slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, slujbă care este oficiată de un sobor de 100 de preoți și de patriarhii Bartolomeu I al Constantinopolului și de înalt preasfinția sa, Patriarhul Daniel. Sunt zeci de mii de pelerini, vă spuneam, care asistă la această oră pe splanada din fața lăcașului de cult la slujbă, iar Sfânta Liturghie urmează să înceapă la ora 10:30. Vă propun să ascultăm împreună ceea ce se întâmplă la Catedrala Mântuirii Neamului. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și nu voi înceta nădăjduind Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă. Aprinde rănunte și inima mea, că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunare de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenești și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicului tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita-n bunăcuvința casei tale și locul sălășluirii slavei tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu, ci cu vărsătorii de sânge viața mea, în ale căror mâini sunt fără de legi. Dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu într-o nerăutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, piciorul meu a stat într-o dreptate, într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit,
știință, plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Început și pururea viețuitor, care pe toate din nimic într-o ființă le-a adus. Cel ce locuiește într-o lumina cea neapropiată și ai cerul scaun, iar a șternut picioarelor tale pământul, care într-o sfinții și într-o lăudații tăi apostoli, ai înnoit slujba cea în duh și darul cortului celui adevărat, și prin trâni și sfintele biserici și jertfelnicile tale, Doamne al puterilor, în tot pământul le-ai așezat, ca să aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel ce ai binevoit a să ridica biserica aceasta într-o pomenire a înălțării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, spre slava ta și a unei născut Fiului tău și a Sfântului Duh. Tu însuți împărate, cel fără de moarte, dătătorul de lucruri mari, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm ție și trimite pe Preasfântul Duh, cel închinat și atotputernic, să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina ta cea veșnică, alege-o lăcași ție, pe o scaună a slavei tale, împodobește-o cu darurile tale cele dumnezești, și mai presus de lume, fă-o să fie liman celor înviforați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare, să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noaptea și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în ea și vor chema într-o tot cinstitul și preaslăvitul tău nume. Oricâte vor cere de la tine, tu se auzi în cer, să faci milă și să fii milostiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită și jertfelnicul cel ridicat aici arată-l să fie Sfânta Sfintelor, cu lucrarea și puterea Sfântului Duh. Preamărește-l mai mult decât jertfelnicul legii vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe el în Sfântul și cel mai presus de ceruri și înțelegătorul tău jertfelnic, ca să ne dea nouă darul umbririi tale cele preacurate, că îndrăznim, Doamne, nu pentru slujba neprenicilor noastre mâini, și pentru a ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o
του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Προστάτου της Ρουμανίας, διαραντισμού το Υγειασμένο Ύδατη και του Αγίου Μύρο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και παντοδυνάμω και ζωοποιώ τριάδι, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Carlo accesta prin profili qua persuicite su penungere che sventro su marne mio me le tate noi ci al figli ci al sventro di tu Cel ce luminează și sfințește.
La Bruxelles pentru a-l urmări pe președintele Klaus Iohannis, care participă astăzi la o reuniune a Consiliului European. Îl ascultăm. Pe ordinea de zi este discuția asupra proiectului de acord de retragere, acordul Brexit. Trebuie să înțelegem bine despre ce este vorba. Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană are două faze importante. Retragerea și relațiile viitoare care vor fi stabilite ulterior. Deci astăzi vorbim despre acordul de retragere. Este foarte important, fiindcă fără un astfel de acord, nimic nu rămâne stabilit între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Acest acord a fost negociat îndelung, în detaliu, UE27, deci noi care rămânem în Uniune am stabilit o echipă de negociator cu un negociator șef, domnul Barnier, echipă care a făcut o treabă foarte bună. Noi am sprijinit, în același timp am avut grijă ca punctele care ne interesează pe noi să fie bine clarificate în acest proiect de acord și până în acest moment pot să spun că suntem mulțumiți de proiect. Deci proiectul reflectă toate preocupările noastre și soarta românilor din Marea Britanie, finanțarea bugetului Uniunii Europene și multe, multe alte lucruri. Este un acord care are vreo 500 de pagini și opinia noastră este că proiectul e bun, merită mers mai departe. Drepturile românilor, dacă acest acord se aprobă, sunt perfect protejate. Deci, încă o dată, sub rezerva aprobării acordului, dacă acesta intră în vigoare, pentru noi este foarte potrivit. Președintele României, Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, l-am urmărit în direct de la Bruxelles, acolo unde urmează să înceapă o sesiune extraordinară a Consiliului European. Membrii Consiliului European se întrunesc într-o sesiune extraordinară pentru că sunt teme foarte importante care trebuie dezbătute. Pe agenda este și agrearea proiectului de acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. L-am auzit pe Klaus Iohannis, vorbea pe marginea acestui subiect. De altfel, este și motivul pentru care șeful statului nu a participat astăzi la evenimentele de anvergură care se desfășoară în București, Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, dar în acest sens i-a primit ieri la Palatul Cotroceni pe înalt preasfinția sa, Patriarhul Daniel, dar și pe Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, venit special în România pentru acest eveniment. Luăm publicitate, ne întoarcem imediat. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, în direct și asistăm astăzi la un eveniment cu o încărcătură istorică deosebită. Se petrece Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului chiar în aceste momente în București, cel mai falnic lăcaș de cult al României. Un eveniment oficiat de 100 de preoți și de înalt preasfinția sa, Patriarhul Daniel, dar și de Bartolomeu I al Constantinopolului. Mergem la biserica, la Catedrala Mântuirii Neamului, la colega mea, Mădălina Ignat, are un invitat special alături de ea. Mădălina, bună dimineața din nou! Bun găsit! Este un moment important ceea ce se întâmplă astăzi aici la Catedrala Mântuirii Neamului, așa cum ai spus și tu, Aneta, și chiar în aceste momente în Catedrala Mântuirii Neamului are loc un eveniment important, mai exact este citit actul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului. Dar o să stăm mai mult de vorbă cu domnul Vasile Bănescu.
purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, care ne va spune, domnul Bănescu, spuneți-mi exact ce se întâmplă în acest moment în catedrală. Bună ziua dumneavoastră și dragilor telespectatori. De asemenea, îi salutăm și pe această cale pe toți cei care n-au putut ajunge la această importantă sărbătoare care o reprezintă Sfințirea Catedralei Naționale. În acest moment s-a încheiat citirea actului solemn de Sfințirea Catedralei, s-a încheiat slujba de Sfințirea Catedralei, urmează din acest moment prima sfântă liturghie oficiată în Catedrala Națională. Aseară a mai avut loc ceva important. La ora 17 a fost oficiată prima slujbă de pomenire a eroilor români din toate timpurile, eroi cărora le este dedicată această catedrală. De ce a fost ea sfințită astăzi? Pentru că ne mai despart doar câteva zile de Ziua Națională a României, ne aflăm în anul centenar, ne aflăm în anul în care gândurile noastre trebuie să se întoarcă spre cei care au făcut posibilă România modernă, spre cei prin care noi, cei de astăzi, putem să comunicăm, ca să spun așa, cu trecutul nostru cel mai important și plin de jertfă. Jertfa lor este, de acum înainte, temelia nevăzută a acestei catedrale, pentru că lor le este dedicată. Repet și voi repeta totdeauna, rațiunea fondatoare a acestei catedrale, al cărei proiect apare după 1877, când au căzut atâția români pe frontul războiului de independență, această rațiune fondatoare o constituie cinstirea oamenilor care au murit pentru această țară. Lor li se adaugă eroi din primul război mondial, din al doilea război mondial, din perioada comunistă, când am avut atâția martiri, oameni care și-au dat viața în temnițe pentru credința lor creștină și deloc în ultimul rând această catedrală le este dedicată celor care au murit în 1989. Toți acești eroi, oameni exemplari, oameni care n-au precupețit nimic, nici măcar viața lor, pentru un ideal, ei sunt cinstiți începând de astăzi. În România există un loc așadar dedicat lor, singurul loc din România care pune în lumină dimensiunea religioasă a jertfei celor mai buni dintre români. Acesta este motivul pentru care a fost ridicată această catedrală națională. Există o Europa a catedralelor, să nu uităm. De astăzi România se integrează în Europa, inclusiv din acest punct de vedere. Intrăm în Europa catedralelor prin Catedrala Națională din București. Apropo de eroi neamului, spuneți-mi, există, știm, o listă cu aceștia, da, care a fost introdusă în altar? Da, există mai multe liste, ca să spun așa, cu 350.000 de nume de eroi care aseară au fost așezate în piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar. Asta spune totul. Asta spune că acești eroi cu care noi trebuie să continuăm un dialog prin rugăciune și prin gândurile cele mai frumoase pentru această țară, acești eroi practic sunt și rugători din acest moment pentru noi. Ei se află în Catedrala Națională în mod simbolic, dar simbolul e ceva foarte important. Chiar dacă această catedrală s-a înălțat într-o epocă postmodernă, într-o epocă în care oamenii au pierdut oarecum din intensitatea legăturilor cu cele spirituale, această catedrală este o lecție, aș spune, vizuală și simbolică pentru ceea ce înseamnă legătura noastră cu spiritualul. Există o orizontală a vieții noastre, trebuie să existe și o verticală a vieții noastre. Un om ca și un popor nu este întreg dacă stă doar într-o orizontală. Avem nevoie și de o verticală și, din fericire, o avem. Catedrala aceasta națională reprezintă realmente legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul, pentru că generațiile care vin după noi vor putea, intrând în această catedrală, să-și amintească de tot ceea ce i-a precedat. L-am auzit mai devreme pe Patriarhul României, Patriarhul Daniel, care le-a adresat un cuvânt credincioșilor care se află aici la eveniment, dar și care ne urmăresc din fața micilor ecrane. Și referitor la oamenii care sunt aici prezenți, vorbim despre o mulțime impresionantă. Este o mulțime impresionantă și impresionată,
aș spune, pentru că cei care au venit din toate colțurile țării, toți cei din București și din străinătate, sunt oameni care au această conștiință, conștiința faptului că prezența spiritualului în viața noastră este fundamentală. Acești oameni n-au venit aduși de cineva, au venit pentru că simt nevoia să se apropie de un spațiu sacru, de un spațiu în care se întâmplă lucruri curate. Suntem din nefericire excedați de multe lucruri care ne bruiază viața, care ne murdăresc viața, care intră peste viețile noastre și ne tulbură. Din când în când trebuie să ajungem în niște oaze de liniște și de curățenie. Bisericile sunt astfel de oaze. Trăim într-o epocă a modernității târzii, cum se spune, a postmodernității. Cele nevăzute, cum spuneam și mai devreme, sunt mai disprețuite astăzi decât acum în timp. Dar momente ca acestea sunt esențiale pentru refacerea legăturii noastre cu spiritualitatea. O să vreau să îi anunț în acest moment pe colegii mei că premierul României, Viorica Dăncilă, părăsește Catedrala Mântuirii Neamului. Vedeți în aceste momente așadar, o vedeți pe premierul României, Viorica Dăncilă, care ne și spune câteva cuvinte. O să vedem imediat despre ce este vorba. Monument care ne putem mândri. Și cred că mândria aceasta nu este a mea, ca și prim-ministru, este mândria pe care trebuie să o poartă în suflet orice român. Mulți români se întreabă când vor fi investiții pe măsură în spitale. Este un moment deosebit. Haideți să vorbim doar despre acest eveniment. Ce ați văzut, stimați telespectatori, mai devreme pe premierul României, Viorica Dăncilă, care a părăsit Catedrala Mântuirii Neamului. Da, Mădălina Ignat a fost în direct alături de noi, împreună cu Vasile Bănescu, este purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Ne-a spus câteva cuvinte despre acest eveniment, unul dintre cele mai importante, sau aș putea să spun chiar cel mai important moment al Ortodoxiei Române din ultimii 150 de ani. La această oră se desfășoară Sfânta Liturghie în lăcașul de cult și vă propun să o urmărim împreună. Și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Acasă Bartolomeu, arhiepiscop Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic, pentru preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capatociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru un alt preasfințitul Părinte Hristostom, mitropolit de Patra, pentru un alt preasfințitul Părinte Emanuel, mitropolit de Franța, pentru un alt preasfințitul Părinte Elpidiforn, mitropolit de Prusa, pentru un alt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt preasfințitul Părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pentru un alt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului,
pentru un alt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, pentru un alt preasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru un alt preasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, pentru un alt preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, pentru un alt preasfințitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, pentru un alt preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, pentru un alt preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, pentru un alt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru un alt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru un alt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru un alt preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru un alt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pentru un alt preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, pentru un alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru un alt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru preasfințitul Părinte Cais, Episcop de Erzurum, pentru preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Ortodox Sârb din Ungaria și administrator al Episcopiei Sârbe din Timișoara, pentru preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, pentru preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sedmarului, pentru preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, pentru preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, pentru preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pentru preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, pentru preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, pentru preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pentru preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, pentru preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, pentru preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și locțitor de Episcop al Daciei Felix, pentru preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, pentru preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, pentru preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pentru preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, pentru preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, pentru preasfințitul Părinte Valam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru preasfințitul Părinte Ronim Sinaitul, Episcopul Episcop Vicar Patriarhal,
pentru preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pentru preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Pentru preasfințitul părinte Paisie Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Pentru preasfințitul părinte Marc Nemțeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Europei Occidentale. Pentru preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Pentru preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pentru preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Urmăriți în continuare Sfânta Liturghie la Catedrala Națională, doamnelor și domnilor, și vă propun să mergem în mijlocul zecilor de mii de enoriași care asistă la această oră la slujbă. Colega mea, Diana Bone, se află alături de ei și ni se alătură cu detalii. Te rog. Bun găsit! Este foarte multă emoție astăzi aici la Catedrala Neamului. Sunt mii de persoane care ascultă slujba, oameni veniți din toate colțurile țării pentru a asista la acest moment unic, un moment istoric despre care spun că le vor povesti nepoților, pentru că spun foarte mulți dintre aceștia se simt norocoși că au avut ocazia să treacă printr-o asemenea experiență. Sunt oameni cu credința lui Dumnezeu, oameni care poate că și-au pus bani deoparte pentru a putea să vină astăzi în București să asiste la această slujbă. Am văzut și noi foarte mulți dintre aceștia și ne-am bucurat să le ascultăm poveștile. Aș vrea să vă întreb, de unde veniți astăzi? Din Argeș venim. Un grup numeros? Destul de, da. Ce gânduri astăzi? De bucurie, de mare bucurie, pentru că după o perioadă destul de îndelungată s-a împlinit ceea ce aștepta poporul român și ceea ce va fi, până la urmă, nu numai o clădire, ci ceva reprezentativ pentru jertfa eroilor, pentru neamul românesc, chiar dacă este hulită și mult discutată. Reprezentați o comunitate. Da. Aș vrea să vă întreb, cum văd oamenii din comunitatea dumneavoastră această zi sfântă? Pentru că dumneavoastră sunteți preot. Aveți cu totul și cu totul altă viziune față de omul. Dacă au venit, sunt alături de mine, înseamnă că au aceeași viziune. Da? Și cred cu adevărat că nu degeaba au făcut deplasarea de la Argeș până aici și nu degeaba așteaptă pur și simplu să și pipe, să și vadă. Ce ar trebui să le povestim celor mici despre această zi sfântă? Ar trebui să le povestim foarte multe lucruri. Noi nu le mai povestim, mai e problema. Să le povestim și mai târziu, de fapt, o să aibă ocazia să și bucure de ea. Momentan este doar la un stadiu. Mai avem de muncă la ea. Acum, fiind și în postul Crăciunului, pentru ce ar trebui să ne rugăm? Pentru pace, pentru liniște și mai ales pentru mântuire. Mulți uităm că rolul nostru pe pământ este acela de a ne mântui și nimic altceva. Până în acest moment, aproximativ 30.000 de persoane sunt la această slujbă oficiată la Catedrala Mântuirii Neamului. Ce-i drept, curtea catedralei este neîncăpătoare. Noi ne aflăm pe stradă, nu am reușit să intrăm, tocmai pentru că vă spuneam, este foarte mare aglomerație și ca noi sunt alte 10.000 de persoane. De altfel, această estimare de 30.000 de persoane a fost făcută de către cei de la Mitropolie. Iată că datele pe care le avem până în acest moment arată faptul că sunt și mai mulți oameni decât era estimat inițial. Diana Bone a fost în direct, îți mulțumim foarte mult pentru această corespondență. Mă opresc aici pentru această oră, doamnelor și domnilor. Irina Petraru vă așteaptă la fix. Bineînțeles, se va vorbi despre același subiect. Începe Talk B1 la 11.